25 de litri pe metru pătrat și vijelii. Asta anunțau codurile galbene emise miercuri seară succesiv de meteorologi pentru județul Giurgiu. Din fericire, condițiile nu au fost chiar atât de vitrege, iar cantitățile de apă căzute în Giurgiu nu au atins valorile prognozate în aceste coduri. De ieri, de la ora 11, până acum s-au înregistrat în municipiul Giurgiu 16,6 litri pe metru pătrat și în comuna Păpuru 23,8 litri pe metru pătrat. Conform informațiilor furnizate de stația Meteo Giurgiu, cantitatea de precipitații se va diminua în următoarele ore, dar nu va depăși 10 litri pe metru pătrat până la final. Și dacă în alte situații de acest gen au fost înregistrate și urmări mai grave, de această dată în județ nu au fost înregistrate probleme deosebite. Singurele cazuri semnalate au fost la Hotarele, unde apa a intrat în câteva curți, și la Vărăști, unde a fost inundată o casă. Au fost două situații în comunele Vărăști și Colibaș, în comunele Vărăști și Hotarele. La Vărăști a intervenit serviciul voluntar care a solicitat sprijinul gărzii de intervenție Colibaș, care s-a deplasat la fața locului cu auta specială de lucru cu apă și spumă și o motopompă. Iar la Hotarele, spre Scărișoara, a intervenit primăria cu un buldoexcavator, două vidaje și șase motopompe, fiind mai multe curți inundate. La această oră nu sunt probleme nici în Hotarele, nici în Vărăști. Deocamdată se pare că am scăpat de amenințarea ploilor abundente, prognoza meteo a următoarelor zile la Giurgiu indicând doar șanse de ploaie, fără a anunța cantități însemnate de precipitații.